Dacă vorbim de comunicare în Horeca, cu siguranță trebuie să ne gândim la două componente, offline și online. Eu sunt o foarte mare crezătoare și cred foarte, foarte mult în ideea de a comunica offline. Lucrurile pe care le faci în relația cu clientul, în momentul în care el se află acolo, în restaurant, alături de tine și mănâncă și tu poți să-i faci o experiență foarte faină, poate să se ducă și în zona de marketing și poate să se ducă și în zona de comunicare. De la modul în care îi prezenta meniul, în așa fel încât să-l ajute să își aleagă, nu punem multe culori în meniu, nu punem multe fonturi, nu punem multe imagini, ci păstrăm o imagine curată ca să-l ajutăm pe el să aleagă. Pentru că și ăsta e un mediu de comunicare și ăsta e un mediu care transmite brandul. Pe de altă parte, mai ai și zone din astea de afișaj în restaurant, ai zone de inclusiv modul în care comunică ospătarul cu clientul poate să fie pe direcție de marketing. Pentru că dacă noi avem o filozofie a restaurantului că e un loc foarte happy și foarte prietenos, dacă ospătarul are zi proastă și se duce foarte îngânfat la client, cu siguranță nu o să iasă bine. Pe de altă parte, mai e și componenta de online, care acum e la modă și care e foarte importantă, pe de altfel, pe lângă faptul că e la modă. Și acolo, evident, avem Facebook, avem Instagram, care acum e pe val și unde recomand o interacțiune cât mai mare și cât mai dinamică și cât mai video. Ai site-ul tău, unde e foarte important ca și conținut să, acolo să ai miezul, acolo să fie transmis brandul, acolo să ai niște fotografii bune, să ai niște fotografii cu restaurantul, să ai niște fotografii cu preparatele tale, pentru că în momentul în care clientul tău face research despre tine sau potențialul tău client, e important să găsească o informație care să fie relevantă pentru el.